Ideea e cumva mai veche. Mai de mult am vrut să fac o acțiune în Lepșa, un fel de expoziție sau salon de caricatură, umor montan. I-am făcut cunoscută ideea domnului Burghelea acum vreo 2-3 ani, aproape că o abandonasem. Anul acesta domnul Burghelea mi-a și-a amintit ideea, mi-a făcut o vizită și mi-a spus să trecem la fapte, adică chiar să o facem. Mi-a plăcut enorm ideea. Așa cum arată expoziția, este departe de a fi conform unor rigori a unui salon de caricatură dintr-o sală cu lumini, cu atmosferă oficială. În schimb, nu mi-aș putea dori o ambianță mai frumoasă și mai plăcută decât decorul splendid din Chei Litișiții. Adică este o sală de expoziție pe care nu cred că a mai avut-o cineva. Știu și eu, mai există idei de expoziții non-convenționale care se fac în cadre mai puțin obișnuite, dar acesta este unul absolut special. Am expus aici un număr de vreo 40 de caricaturi din arhiva mea. De regulă, idei împărțite cam pe jumătate, jumătate umor pur și simplu, iar altele cu niște idei care pune privitorul oarecum la o anumită meditație. Sunt lucrări la care eu țin foarte mult, am făcut o selecție din lucrările mele, am un număr enorm de caricaturi, am făcut o selecție, mare parte din ele sunt lucrări pe care le-am expus nu de mult timp în Germania. Am avut o expoziție personală în Germania, iar alt amănunt, cred că jumătate din ele sunt selectate pe criteriul premiilor, fără să mă laud, jumătate din ele deci au luat premii, premii 1, mari premii. Deci am vrut să fie o expoziție reprezentativă care să mă reprezinte. Vremea este nemaipomenită, avem noroc de o zi frumoasă. Ar fi fost puțin dramatic dacă ar fi fost o zi de aia cu furtuni și cu ploi. Mă bucur și de confrații care expun sculptură în lemn, costume de port popular, fotografii. Adică cumva este o armonie și o interferență frumoasă. Aceasta este prima ediție. Ca o primă ediție are, să spunem, poate și unele imperfecțiuni, dar mă gândesc deja și mă gândesc serios, pentru că am și eu o casă aici la munte. Deja m-am lipit sufletește foarte mult de localitatea Lepșa. Mă gândesc ca acest proiect să crească în valoare, să recunosc că nu sunt foarte documentat în ceea ce privește tradițiile autentice ale Vrancei, eu venind din Botoșani, în Vrancea, dar într-un an de zile cred că o să am timpul necesar de a mă documenta, de a consulta oameni care chiar se pricep la tradițiile populare din Vrancea. Și în această idee aș dori să căutăm resurse din tezaurul tradițiilor vrâncene, autentice, neapărat autentice, pentru că așa cum am scris câteva cuvinte și în ziarul dumneavoastră, am vrea
să excludem Chiciu din această manifestare. Ca o paranteză, fără să fiu rău, foarte multe manifestări dau în Chici, în sensul că apar tot felul de meșteri, mai puțin artiști, și cumva scad stacheta valorică a unei manifestări. Deci, sperăm că astăzi să fie un trafic de turiști prin cheile Tișiței care să viziteze această expoziție. De asemenea, și-au făcut anunțată prezența un număr de oaspeți și sperăm și contăm și pe prezența lor. Ca să vorbesc despre Constantin Pavel, e foarte greu să-ți găsești cuvintele. Și pentru că suntem undeva în mijlocul naturii și pentru că pădurea de obicei tace, cam așa pățim și noi când ne uităm la adevăratele opere ale marelui caricaturist Constantin Pavel. În fața fiecărui tablou, în fața fiecărui desen al domniei sale, care îți impune respect, ești nevoit la un moment dat să zâmbești, dar apoi poate o undă de tristețe îți umple sufletul gândind la profunzimea ideii din desenele domniei sale. Restandul dânsului. O vară cu una, cu alta, de aia mi-am și permis să-l... Cât vă filmez, da? Ai luat ce ți-ai lăsat acolo? Sau nu te-ai ales pentru mine? Nu, dacă îți place, au... Am venit cu o colecție strânsă în timp din satele astea, din jurul comunei Turnici, Păulești, Bârsești, Negrilești. Cămașa e din Bârsești. Fota este din Tulnici. Costumul acesta întreg are peste 100 și este donat de doamna Ioana Bușilă din Bârsești. Aici mai am o ie. Lucrătura este mai veche de 100 de ani. Este tot din Bârsești. Numai partea albă nelucrată a fost schimbată pentru că se stricase pânza veche. Costumul bărbătesc este de mire și este din Păulești. Cheptarul acesta, cum îi spune aici în zonă, este tot din Păulești, este foarte vechi și foarte purtat. Acum. Și această ie este tot din Bârsești, tot de la doamna Ioana Bușilă, împreună cu Vesta. Dumnea ei a vrut neapărat să le dea, să le doneze, practic, să facă parte din colecția Odaia Mariei, la Lepșa o găsiți. Eu sunt foarte mândră și tot mai caut. Nu prea mai găsesc, în schimb. Îmi pare rău pentru că la bunicii mei nu prea am mai găsit costumele lor vechi, fiind una din nepoatele mai tinere, nu am mai găsit mare lucru. Verișoarele mai mari au avut privilegiu să-și aleagă ce le-au plăcut. Ce înseamnă pentru dumneavoastră portul popular? Ce reprezintă? Este o mândrie, o bucurie enormă când
le mai găsesc și sunt persoane care le conservă și le apreciază la fel de mult ca și mine. Cum vă numiți? Maria Militar. E urâtă și până asta nu se mai poartă. Să dai... Adică și tu vrei să o arunci. Poate să vede că e autentică. E frumoasă, e autentică. Și culoarea și... Și chiar și patina aceasta veche îi dă... Valoare. Da, îi dă valoare, da. Da. Îmi plac brățelele astea. Sigur, da, brățele. Vă așteptați, v-ați așteptat să găsiți așa frumoasă ceva aici? N-am știut. Deși am mai trecut pe aici, nu... Nu erau. N-am știut că astăzi este pe sâmbătă, pe 2 septembrie, este expoziția aceasta de... Da, foarte e o idee bună. Este o idee siguranță bună. E bună. Promovarea tradițiilor, a portului românesc. Da. Din zona mai ales pentru cei mai mici ca noi. Pentru lei, cei... Că sunt lucrate, sunt lucrate manual. Să le explicăm și copiilor noștri ce înseamnă tradiția, portul popular, pulorile. Fiecare culoare înseamnă ceva pentru... Este de lănțișor. E pus la gât. Da, acesta este de acesta pentru mână și pentru gât. La gât. Dar ce ați remarcat la ei aceasta? Ce v-a plăcut în mod deosebit, totuși? Pentru că ați privit-o așa modelul cu foarte multă atenție. Modelul. Căsătura, paietele și... Da. Place totul. Nu știu să spun ceva deosebită. Ce nu-mi place. Da, e deosebită, da. Și se vede pe ea că are... Timpul. Deja îmi imaginez persoana care a purtat-o cum ar fi arătat în costum. Am o poză a bunicilor. La 18 ani, bunica din partea mamei purta ceva asemănător, autentic, dobrogeană. Ținut costum dobrogean. Asta este vrâncean, sigur că fiecare are particularități, da. Fiecare port, în fiecare regiune a țării. Eu zic că sunt noi. M-am nu, uitat. Nu. Cum l-are? Eu. Pe cine era? Fotograf. Da, imediat ai... Și eu m-am uitat pe studiu. Știți, copii, că sunt făcute din cărți de lemn. Și doar găsită bucata și doar șlefuit. Ieri n-a lucrat la ea. Și acum căra fân la vacă. Cu ea. Și zic, dar nu ți-e mil așa de ochii matale, de lucrare cu lampa, nu aveai curent electric. Sunt voluntari. Pentru astăzi, la ziua Parcului Natural Podna Vrancea, o să preparăm un gulaș din miel. Să vedem ce o ieși la urmă, când gustăm din el. Dar ce puneți acolo? Totu-i secret, nu se spune. La sfârșit vedem ce o să iasă. Încercați, încercați. Da. Păi spuneți. O să prepar... Ce pregătiți aici? Un gulaș de miel. Și cum se face? Se taie gulaș, carnea. E gulaș vrâncenesc? Da. Ah. Se taie carnea mărunt, se taie legumele iar mărunt, se pune la fiert timp de 2 ore, după care se pune buia, se pune usturoi, cartof și mai multe legume la un loc acolo. Asta e tot? Mai avem un preparat care se crie, nu se spune. Mestecați în el în astea 2 ore? În 2 ore trebuie să stăm cu lingura numai în el, nu se poate că se lipește. Pentru câte persoane pregătiți? În jur de 50-60 de persoane. Cum vă numiți? Danțeș Vasilică, voluntar.
și cu cum se cheamă, vertebrele. Coastele, așa. Coastele, aici e un fragment dintr-unul din da, pește. Dintr-alt pește, aici, da. Dintr-alt extern, pește. Aici, dacă vă uitați foarte atent, e un chiar un pește. Da, da? Întreg, un pește șor, sigur că da. Aici tot un pește întreg. Și aici se vede un pește. Și acolo un pește, da, aici. Un pește, la peștele ăsta chiar se văd și solzii, dacă ne uităm un pic mai atent. Extraordinar. Da. Extraordinar. Da, da, da. Cu data a fost așa. Uitați ce încrețite sunt. Da. Cât da. De curbate și cât de... Cât de frământate. Frământate. Este, roca fiind foarte friabilă, foarte repede reușești să-l degradezi. Ce știi că pești mai fi între E foarte trebuie. Posibil, e foarte posibil, e foarte posibil. Asta chiar Fimiu l-a găsit. Da? Da. În ce zonă l-ați găsit? În rezervația naturală Groapa Cupin. Este o rezervație de tip fosilifer. E singura din Vrancea declarată. Poate fi vizitată? Da, poate fi vizitată. Noi încercăm să facem vizita totuși însoțiți, că turiștii să fie însoțiți de către noi. De ce? Pentru că n-am vrea să devină în același timp un loc de pelerinaj pentru cei care vânează asemenea fosile, cu ghilimele de rigoare. Nu i-a să spun domnului, de unde aveți cămașa? Cămașa? Suntem foarte pasionați de ceea ce înseamnă port popular și tradiții străvechi. Și am, de fiecare dată pe unde am fost, am întrebat dacă au cămăși sau costume populare în general și le-am achiziționat. E o colecție a noastră care am făcut-o personală. Poate fi vizitată? Da, poate fi vizitată. E un spațiu destul de micuț, dar sperăm să-l extindem la un moment dat prin ceva fonduri europene, dacă vom reuși. Istoricul. A una dintre cămăși, cred că, dacă nu mă înșel, e lucrată chiar de bunica soției. Dacă vreți să mă întrebați dacă sunt fotogenic, da, sunt fotogenic. Sunteți vrâncean? Nu. De unde veniți? Vin din Brăila, dar sunt dobrogean. Și? Sunteți în vacanță? Sunt cu copiii în vacanță, facem parte dintr-un grup mai mare de copii care intru tras cercetașii României, dacă ați auzit de ei. Niște copii care cresc foarte frumos, care învață să se respecte natura, să iubească natura, să o păstreze curată. Acum două zile am urcat până la tunel și cu saci menajeri am adunat toate gunoaiele, inclusiv chiștoacele de pe drum. N-am lăsat nicio hârtie, niciun chiștoc, niciun pet pe drum. Am adus toți saci aici la bază, cu care nu știu ce au făcut organizatorii. Presupun că... I-am dus, exact unde, acolo unde trebuie. Da, copiii ăștia cresc frumos. Am mai venit cu două fete după mine care sunt spontane și frumoase. Și... Ce v-a plăcut cel mai mult aici? Oamenii. Oamenii primitori, frumoși, deschiși. De Valea Tișii ne mai vorbim, pentru că acolo... E cu totul altă... Dumnezeu nu are termen de comparație. Așa că tot e dumnezeesc pe Valea Tișiței. Noi trebuie doar să avem grijă să păstrăm lucrurile și pentru generațiile viitoare. M-am contrat puțin el cu domnișorul Rareș, spunându-i că noi trebuie să avem grijă să păstrăm ceea ce este frumos în jurul nostru, să nu radem totul ca și cum după noi n-ar mai veni nimeni. Cred și o spun cu durere că ar trebui copiilor ăștia să le lăsăm și lor un viitor. Eu nu-l văd așa de frumos, din păcate, dar poate ei vor schimba ceva. Am spus că eu pariez pe tineret. Noi... Dar ce se întâmplă astăzi aici? Este un eveniment. Cum vi se pare? Evenimentul? Îmi spune să mă pronunț ante. Încă n-am vizitat toate corturile, dar liniștea, curățenia, frumusețea... E o idee bună de promovare? Doamne, sigur că da, sigur că da.
avem atâtea lucruri frumoase. Iar dacă oamenii ar putea să vadă de dincolo de expoziția asta și vechimea acestor locuri, iată, expoziția aceasta de pești ne arată foarte, foarte limpede și foarte clar lucrul ăsta de care vă vorbeam, vechime și geologică și vechimea acestui popor. Noi poate încă nici nu bănuim cât de vechi este acest popor. Încă nu bănuim. Se mai scoate puțin tela iveală despre tărtăria, despre... am laps acum. Dar cred că rădăcinile istoriei noastre duc mult încolo, spre 10.000 de ani. Cum vă numiți? Da, mă numesc Constantin Florin. Credeam că mă întrebați cine sunt, că era o întrebare mai grea. Nici eu nu știu cine sunt, dar sper să aflu. Kilometri și să nu găsești închis, da. Da. Siana. Ne aflăm în rezervația naturală Tișița. E una dintre cele mai mari rezervații naturale din Vrancea și prima din ca mărime din parc. Cu ocazia zilei parcului, care de fapt e pe 30 august, însemnătatea ei fiind data când s-a obținut avizul de la Academia Română pentru înființarea parcului, am organizat o expoziție cu diverse teme, una dintre ele fiind legată de o expoziție de caricatură, o expoziție de costume populare, o expoziție de fosile de pești care sunt luate din rezervația naturală Groapa Cupin. Spre deliciu publicului și spre satisfacția noastră, lucrurile au decurs așa cum ne-am dorit și sperăm ca acest eveniment să devină un motou pentru zonă, astfel încât turiștii să aibă un moment de relaxare altfel decât în mod normal. O pasiune, un hobby. E pasiune descoperită în copilărie. A început ca o joacă, apoi a mers din ce în ce mai la detaliu și am rămas la sculptura asta mică, măruntă, miniatură. N-am ales-o, eu cred că m-a ales ea pe mine. Și cum a ajuns în colecția domnului? Nu sunt în colecția domnului. Domnul Burghela ne-a făcut cunoștință unui altuia și le-a pus aici pe... Poate fi începutul unei frumoase prietenii? Prietenie e mult spus, pentru că asta presupune ani mulți de împreună trăire, dar în mod cert o frumoasă colaborare și în mod cert doi oameni care lucrează în lemn nu se poate să nu rezoneze unul cu altul și să nu se simpatizeze și să nu aibă ceva de împărtășit. Dar prietenia, așa cum pricep eu, are nevoie de timp și spațiu. De ce ați preferat lemnul? Am preferat lemnul și piesele mici, pentru că suprafața de lucru este mică, spațiul în care poți să lucrezi este iarăși mic, nu e mare. Odată lemnul pregătit și dălțile ascuțite, te poți deplasa și poți sculpta oriunde, pe o bancă, în parc, acasă, în sufragerie, în balcon, poți să-ți iei cu tine trusa și piesa în concediu, să te destinzi.
îți dă o anumită libertate pe care piesele mari nu ți-o dau, te țin legat de atelier. Am și un atelier în care am lucrat și piese mari și n-am lucrat numai în lemn, am lucrat și în metal și în piatră, dar mai puțin. Mai puțin. De unde sunteți? În Tulnici. Și această pasiune? E pasiune? Pasiune, o ocupație? Pasiune, o ocupație, o... Când ați început? Cam din mic copil mi-a plăcut această meserie. Și cu timpul a început să se evalueze. Cum vă găsiți materialul de lucru? Umblând prin natură, prin pădure, prin... în timpul liber, la aer. Ați avut expoziții? Deocamdată nu, că nu m-a pasionat. E prima expoziție? E prima, am fost invitat de domnul inginer Burghelea. Și ce spun turiștii? Ce să spună? La care le plac, le plac, care nu... Fiecare cum gândesc, cum apreciază. Cum mi se pare evenimentul de astăzi? E bine? Frumos, bine. La ce e de folos? De folos la o... cultura noastră generală, adică tradiții mai multe. O să mai participați și la alte ediții? Am mai participat. Cum vă numiți? Simeon Baciu. Domnule primar, iată că prima ediție a unui eveniment important are loc. Suntem în plină desfășurare a evenimentului. E bine, e rău, e loc de mai bine. E foarte bine că se desfășoară prima ediție a Zilei Parcului Natural Pudna. Sperăm ca în viitor să țin această tradiție, pentru că este un prilej de cunoaștere, să cunoască artiști din zonă, să promovăm zona ca și locuitori ai comunei Tulnici și, ce să vă spun, la nivel local am o colaborare foarte bună, primăria cu parcul, din momentul de când am devenit primar. Sperăm să fie și mai bună în continuare și să accesăm proiecte pe fonduri europene pentru această zonă minunată, că e păcat să nu facem această zonă să fie și mai frumoasă și mai vizitată de turiști. Pe 2-2, dacă tot...